Declarația politică mea de azi se intitulează vaccinul COVID, vaccinul COVID, un experiment genetic. Săptămâna trecută, dragi români, stimați colegi, săptămâna trecută AstraZeneca a informat CNAS că vaccinul produs de ei prezintă un risc de tromboză și coagularea sângelui. În urma vaccinării anticovid în România au murit până acum peste 100 de persoane imediat după administrarea acestuia. În prospectul Pfizer de pe site-ul oficial al FDA, Scrie clar, vaccinul Pfizer este un vaccin neavizat care ar putea preveni COVID-19. În acest moment nu există vaccinuri avizate care să prevină COVID-19. Efectele adverse din prospect s-ar putea să nu fie toate efectele adverse ale vaccinului Pfizer. Efecte adverse, serioase și neașteptate, pot apărea oricând. Vaccinul Pfizer este încă cercetat în studii clinice, actualizat 5 aprilie 2021. Câți oameni mai trebuie să moară din cauza acestui experiment genetic numit vaccin? Câți vor rămâne cu sechele pe viață de pe urma acestuia pentru că autoritățile statului să înceteze odată cu jocul de-a pandemia? Pacienții ne ard în spitale, iar cei operați recent sunt aruncați în miez de noapte în stradă sub pretextul transformării acestor spitale în spitale suport COVID. Cum pot autoritățile să insiste cu atâta înveșunare asupra vaccinurilor aflate în stadii experimentale pentru care nici producătorii acestora nu își asumă răspunderea. Toate aceste măsuri alucinante adoptate de către unele țări prin autoritățile lor publice generează în mod direct și voit pierderi umane și materiale comparabile cu cele ale unui război. La o populație de aproximativ 7 miliarde 800 de milioane de oameni cu un număr de decese de sub 3 milioane la nivel global, Rata, rata mortalității este de 0,037%, iar voi numiți această răceală pandemie? Șanse mai mari sunt să murim loviți de o mașină, de foamea care va urma, să murim intoxicați cu masca la gură sau ca urmare a efectelor adverse produse de experimentul genetic numit vaccin, ce se încearcă a ne fi impus cu forța prin legea vaccinării obligatorii. Cât de sigur este acest, acest vaccin care ni se tot bagă pe gât zilnic la televizor și cine ne poate oferi garanții? Suntem cuvânt, într-un joc de ruletă rusească unde fiecare națiune, fiecare om își joacă propria viață și are de, ale, are de ales între o răceală care poate fi tratată sau un glonț denumit vaccin, care odată, ca, care odată a ajuns să producă daune în organism, acestea nu mai pot fi remediate. Legea vaccinării obligatorii, inclusiv a copiilor, este un genocid legalizat, iar cei care refuză vaccinul ajung să fie amendați și decăzuți din drepturile lor părintești. Cine vă credeți voi să decideți asupra corpului unei persoane, doriți privatizarea adn ului uman, să-l vindeți companiilor de vaccinuri așa cum ați făcut-o cu resursele țării? Demența autorităților și lipsa de logică când vine vorba de prevenirea unei răceli nu, nu cunoaște limite. Toate măsurile luate s-au dovedit un fiasco, iar atunci când caută să le justifice oficialitățile, spun că așa fac și alte țări, fără, fără a ține cont că sunt și alte țări care fac exact opusul. Pentru o răceală unde 99,7% dintre cei infectați se vindecă trecând peste aceasta cu scheme simple de tratament și, și cu ajutorul propriului sistem imunitar, nu există argumente, garanții, motive științifice, etice și morale pentru a obliga și a constrânge milioane de oameni să facă parte din acest experiment genetic numit vaccin. Mulțumesc frumos, mulțumesc. O clipă și -am terminat. Vaccinul anticovid nu oferă imunitate garantată. Nu elimină virusul, nu previne moartea, nu garantează că nu vei putea lua COVID, nu va opri transmiterea bolii, nu elimină restricțiile de călătorie, nu elimină nevoia închiderii afacerilor, nu elimină nevoia de carantinare a orașelor, nu elimină nevoia de a purta mască. Prin urmare, stimați colegi, sănătatea publică nu poate fi injectată și obținută printr-un experiment ce va aduce la un genocid global. Mulțumesc!